Luna august a început cu arșiță și sute de oameni care nu au mai făcut față caniculei. Cei mai afectați sunt vârstnicii și muncitorii nevoiți să lucreze în soare. În Ialomița, tot mai mulți pacienți au ajuns la camera de gardă. Din cauza aglomerației, au fost nevoiți să aștepte chiar și câteva ore la coadă. Ucefale, foame, țel, cu stare proastă, sigur este de la deshidratare și de la căldură. Și atunci clar că se acutizează anumite boli cronice. Doamne, m-a supărat acum că stau de cam 7 ore de când stau aici. Și vă ține în piept. Nu mai pot zi. Nu mai am loc în momentul de față. Sunt prezentă peste puterea noastră. E foarte mult. Cred că e și caniculă, ca gura mare. Este, poate să fie cauza principală. Ce să nu mai fac nimic, nu mai face, mai fac față. Mai fac față puțin, e peste măsură, dar e lume multă. Noi ne răzbucăm pe ei, nu e cazul. Pentru un bărbat, combinația dintre alcool și căldură nu a fost o alegere bună. A băut, normal că e bine rău după căldurile astea. Medicii se așteaptă în continuare la un număr record de pacienți din cauza temperaturilor ridicate.